Alexander, bă, nu-i cupcake. Cupcake! Cupcake! Hai, mă, ce-a părat? Cupcake! Nu de alta, dar trebuia să apară și arta la un moment dat, știți? Dacă ne-au reușit în farfurie, măcar așa. Da, 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 da. Râs de amuletă? Aolea, cum e asta? Băi, astăzi nu știu ce se întâmplă, Gina are o criză de râs. Abia aștept să văd. Stai, mă, acum plâns sau râs? Râd pentru cel care o deține și plâng pentru ceilalți doi. Aolea. Atât de sadică? Mă sperie treaba asta, mă bag în niște filme de nu știu cum să ies din ele, nu înțeleg ce vrea să spună, nu înțeleg de ce râde, nu înțeleg ce se întâmplă, nu înțeleg, nu înțeleg, nu înțeleg. De mult l-am mai râs așa la omuletă. A, da? De ce de râs? Ești de, e de râsul plus, depinde în ce tapără ești. Nu vă mai zic nimic, gata. E groasă. Vreau să fie surprins. Da, da, deja, deja ne-ai dat-o la temelie. Ce ai cu noi, Ginuțo? Ce ai cu noi? Of! Juratul... Nu e bine azi. Bă, cine i-a dat pensetaj, mă, de mă? Cine i-a dat pensetaj, mă? Știți cum e? Roata se întoarce, oricum mai vrea. Deci, m-am cuiat, mă jur, m-am cuiat. Da, și pe mine, e... Aoleu, păi trebuie spume, trebuie dalea, trebuie dalea. Suntem c***i, suntem șocați. Amuleta e asta care... Bă, a venit Dexter să ne jurizeze, să se bun? Doamne ferește! Bă, ce facem, băi, frate? N-am lucrat în... la Paris. La cârciumă românească, la Paris, făcea fusion franțuzesc. Ei, de asta zic. N-am nicio, dar la ce vreau eu, ce-mi trece mie pe-n cap, n-am nicio șansă. Asta-i. Da. Ce faci, Cătăline? Eu o să fac un fel de cobaci, un fel de tartar, normal, un fel de ceva. O... Preparatul meu astăzi se numește cum vreau eu. N-are nume, este preparatul fără nume. Ceva cu ton. Niște fâșuțe lungi, 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 lungi. Și ăștia o să-i marinez pentru 40 de minute, o să-i marinez cu sos de soia, cu ginger și cu ulei de susan. Toată marinada asta de ton o să o așez pe o sălățică și ea marinată, tot în direcția asta de Asian. Spicy, se numește spicy. Bing, bing, bing. Zău, nu mai știu cu ce să încep. M-a dat peste cap. Deja de când am auzit ok, fructe și legume, gândul mi-a fugit la un cernei de mango, spice și coriandru și să fac samosa. Păi nu spune nimeni că nu poți să folosești și carne, dar ideea este de a combina legume cu fructe. Ai niște untură de rat? Ai început? Ce trebuie să fac? Steak cu meu de conopida, adică nu e... A, să mă, bine că e. Îmi place foarte mult conopida la grătar. Această legumă senzațională este neutră la gust, poți să o bagi în orice. Și vorbești și germană? Eu nu, soția da, cu copilul. Dar când vă certați, îți mai spune și în germană câte ceva? Nu, românesc. Românește? Și cum zici? Ce mi-e place? Cum zici? Ne înjuri în românesc? Cum zici? Cum zici? Cum zici? F***a, mati. Du-te, la noi a fost foarte drăguță și ne-a zis că certurile sunt în italiană mai mult, că e mai poetică. Am înțeles. Ce pare, tare. Am înțeles. Gătiți italienește tradițional? Doar tradițional? Nu, și elaborat un puțin. Aici s-a întâmplat, zice, petrunjel era amestecat cu leuștean. Nu știu ce s-a întâmplat. A spus leuștean. Era... A mie îmi place leuștean. Știu, mă, cu frută de mare. De meserie dumneavoastră? Bucătar. De cât timp? 30 de ani. Wow, wow! Am avut un restaurant în Italia, cu mama, cu părinți. Mama mea a fost Ceaușescu numărul 1 în bucătărie.
Pe trei ani nu am intrat în bucătărie eu. Eu am spălat vase, am curățat o tonă de scoici, o tonă de vongole. Asta am făcut trei ani. Ceaușescu era zero barată cu frâta mea. Mă, cine gătește cel mai bine? Tu, Enzo, sau soția? Soția face mâncare foarte bună. Ciorbe face extraordinare, de nota 11. Problema că sunt light. Ce sunt? Cioare. Nu pune sare, nu pune ulei, nu pune un puțin de grăsime, nu pune... Pune un puțin de carne de porc, pune un puțin de ceva. Da. Tu te-ai îngrășat aici în România? Normal, vezi? De la ce? Un purcel aici în România. Cu ce te-ai îngrășat? Cu tocanița voastră. Cu ciorbă. Tocanița, cu ciorbă. Enzo, dacă ar fi să mergi mai departe, din ce echipă ți-ai dorit să faci parte? Scalatescu, nu. De ce? De ce? Fără superare, nu? De ce să fii? Nu ne supăr. Prea tradițional. Florin Dumitrescu e idolul de soția. Nu pot. Care să vrea și nu poate. Care avion în cap, Florin Dumitrescu. Care avion în cap, da. Are. Grație. Clasic, clasic, normal. Linguinia al Scolio? Da. Dată ce a spus Leușteanu, și din greșeală. Știu, asta sinceră, mă. I-ați dat un gust mult mai, cum să zic eu, mai neoș, mai de-al nostru, mai... Cu Leușteanu? Da, adică... Da. Nu mai e... De pește, așa, da, exact. E exact cum sunteți noastră. Cum suntem? Un italian românizat. Îmi duc acasă. E cel mai bine așa. Cel mai bine. La revedere. Vă mulțumim foarte mult și nouă ne-a părut bine. In bocca al lupo. In bocca, crepi lupo. Crepi lupo. Dar noi se zice numai bine, rău la nimeni. Voilà, trebuie să-i arătăm că așa. Hai să-i arătăm. Hai să-i arătăm totuși. Băi, e... Mersi. Wow. Deci sunt foarte gustoase. Și cu Leuștean. Senzațional. Cu Leuștean și fără Leuștean sunt foarte gustoase. Enzo, și stau și de foarte. Eu mereu le gătesc cu Leuștean. Și ne-am obișnuit, da. Ne-am învățat cu Leuștean. Leușteanul peste tot. Dar mai e o chestie pe care trebuie să ți-o zicem. Ești primul italian care ne-a făcut paste și ne-au plăcut. Primul italian. Primul. Serios. Și stau de o grămadă timp. Da. Și încă sunt gustoase, nu sunt lipite. Foarte gustoase. Felicitări. Bine. Mulțumesc frumos. M-a plăcut foarte mult, serios, și am mâncat. Într-o dată fac o rețetă cu totul cu Leuștean, nu pune petrunjel. Da, cu Leuștean. Nu? Vezi? Dar nu carbonara. Mi dea rețeta de scoici. Da? Da? Da. Schimbam? Mi dau rețeta asta? Eu n-am nevoie de asta. A? De ce? Eu vin de scoici. Mersi. Să fii cu minte. Mersi. Și să nu te cerți cu nevasta, da? Ne vedem în echipa. Vedem mai e echipa mai mult. Clar, da. Mersi. Da. Majda. Da. Mare părere de rău. Vezi și tu, astea sunt aproape intacte. Hai. Pentru că ai venit la noi oricum, o să primești cuțitul acesta. Este pentru invitații speciali. Pentru prieteni, pentru colegi. Este cuțitul nostru de platină. Da. Am înțeles. Dar vrei neapărat să vezi și ce am pus aici? Nu. Știu că nu mi-ați dat cuțite, dar nu știu acum, nu. Acum trebuie să ai curaj să-ți arătăm că n-avem. M-aș da, e senzațional, frate, de jur. Eu am vrut să o mănânc pe toată, dar... Noi le-am ascuns ca să nu se vadă pe partea cealaltă. Eu am vrut să o mănânc pe toată, dar zic, dacă intră și vede că am mâncat tot, ce mă fac? Unicuța. Vorbe, serios, mi s-a făcut pielea de găină. Foarte bună. Las că știi tu ce face. Bravo, Cătălin. Și nu l-am mai însiropat, că eu am vrut să-l însiropesc și mi-am zis, mă duc. Ți-a ieșit foarte mișto. Foarte bun, foarte gustos, serios. Succes, mulțumim mult. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumim, mulțumim. Nu o să mă crede nimeni când o să vadă Jacqueline. Foarte bună, pe cuvânt. Bravo, felicitări. Mulțumesc. Hai, vă bucur. Mulțumim, la revedere. Ceau, mersi. Deși am apreciat gustul și elementele și individualitatea fiecărei farfurii, în seara aceasta am mers pe conopidă și bacon. Bine! Ce bine, mă! Nu cred! Felicitări! Am câștigat, nu pot să cred! O să merg contrar aparențelor și contrar jurizării, deși asta este cea mai bine echilibrată din punctul meu de vedere, îmi place foarte mult îndrăzneala acestei farfurii. Am înțeles. Se pare interesant.
N-am deci avut nimic cu dumneavoastră, eu am vrut să iasă bună. Deci mă dorm axilele. Până acum ai spus că vrei să ne vezi. Da, că ți-e da. Scărlătescu s-a mușcat de obraz. Vă iubesc, vă iubesc din tot sufletul, vă iubesc. Chiar dacă nu câștig. Nu-mi pare rău că am ajuns aici. Da. Săr una pentru masă! Ce-ați făcut? Ce-ai făcut? Toată familia special, copiii mei, fata mea măritată în Anglia. Să zice ani. Okay. Și ea m-a îndemnat și a zis, nu mamă, te duci, nu da. Mamă. Și ea mi-a făcut toate și mi-a trimis ea pe net aici, că eu nu știam. Mamă, ce mi-ați făcut! Vă iubesc, vă iubesc! Foarte gustos! Doamne, fac plecăciuni, nu mai pot! Nu? Dumnezeu să mă binecuvinteze, să te cei mai tare, am spus! Cei mai tare șef din lume! Doamne, ciorba asta e senzațională! Da! Auzi, ciorba! Mai senzațională, da? Doamne, doamne, ce mi-a făcut Dumnezeu? Merge banda, bine-mi pare, n-am parale în buzunare, nu sunt eu de vină oare că m-am ars, n-am cuțit de aur, acum nu știu cui să îl mai dau, că nu vine nimeni, ce să fac? Vai, simt că leșin, simt că leșin. Mamă, e o mâncare de cartofi. Da, miroase cumva murătura. Ia, ceva. Mă, să vedem. Oh, chifteluț cu sosul lei. Am și pătrunjel și mărar și leuștean. Eu n-am mărar. Nu știu, nu știu ce am pus acolo, sigur, dar am pus doar două. Băi, voi nu vedeți ce aveți în parfurii, mă. Care voi, mă, că eu am văzut rimărat, acum, da. Băi. Nu, mă, e crez. Băi, eu am văzut, mă. E crez, mă. Băi, ia stați, mă, așa. Nu se poate, mă. Nu se poate, bă. Dă-și mie lupa. Deci n-ai cum. N-ai cum. Băi, mărar, mărar, n-avem niște mărar? Ia stai, mă. Mărar, cine n-a văzut mărarul, mă? Tu n-ai văzut mărar? Ia eu, mă. Ia stai, mă, așa. Ia stai, mă, că nu se mai poate. Mamă! Ia vină, mă, coace. Cum eu pui pe asta, mă? Ia vină, mă. Ia uite-te, mă, tu acum, a? Pune-ți asta ca lume. Ține-o acolo bine. Ce bine că am văzut prețul de mazăre! Unde e, mă, mărar? Mă? Da, mă, ia vezi, mă. Unde ți-e, mă, mărar? Ia uite-te, mă, atent. Mulțumesc, nu am pus mărar. Foarte mulțumesc. Bă, să vede altfel chifteaua, mă? Ia zi, mă. A? Păi ești nebun, ia pune. Ia vezi, mă. Să muie senzație, pe bune. Ia vezi, mă, tu cum e, mă. Ia pune-ți, mă. Te-ai uitat prin aia mare sau prin aia mică? Ia pune-ți, mă. Vedeți, mă, și voi mâncarea, bă, după 9 sezoane, bă. Mi-e frică. Bă, am văzut și niște piperi, cred. Bă, bune, Sherlock. Bă, bune. Nu pot să cred. Dar ai văzut că e chiftea arsă? Eu nu am mai văzut chiftele, băi. Deci nu e vina mea, lui Dumitrescu, el m-a pus să mă uit prin lupă, că nu vedeam. Sunt mai făcute, nu sunt arse. Mamă, văd și ulei puțin prin ăsta. Ia uzi, mă. Cred că dacă te uiți mai atent, îi vezi și CNP-ul concurentului. Bă, da, să știi. Să știi? Bă, că mănâncă șef Scărătescu, nu știi cu el, șef! Bă, eu recunosc vocea asta de undeva. Șef! Ia uzi. Vezi să nu ți se facă rău! Deci le-a făcut prima dată alaltă ieri și s-a făcut rău lui! Știi cine e, da? Rubi. Da, e Rubi. N-ai cum să-i confunzi vocea. Noi. N-ai cum să-i confunzi vocea. Deci e o bătrânică, mama, bunica lui Rubi. Nu e, mă, că am mai gătit. Cum să fie mama aia? Mama aia face mâncare bună. Dar n-ai cum să-i confunzi vocea. Nu, pe ea n-ai cum să-i confunzi. Mi se zicea urlățica la mine la mergitia pe strada rândunelelor. Doamne, ce emoție am și nu prea înțeleg nimic aici. Piureul este... Nu e bun, dar este autentic. Bine, mi-e drag să vă văd. Băiatul tău are emoții. Da, de ce emoții? Eu nu știu, am văzut și acolo. Te rog, trezește-te. Hai. Sunt emoționat acum, îți dai seama. În fața șefilor? Lui îi place să mănânce mai mult decât să gătească să și vă zic eu șef că... Asta să vede, să vede. Nu știu dacă m-ați auzit bine, s-ar putea să întâmpinați dificultăți după această cină. De ce? Ionuț a făcut prima dată alaltă ieri. Așa. Și seara mi s-a făcut rău. Și seara i s-a făcut rău. Aoleu. Super. Da. Cred că am gustat prea multe chiftele. Deci dacă aveți cuțite să-i le dați în spate. Câte chiftele ai gustat? Vreo 30. Da, pe fiecare o făceam una, o gustam, mai trebuia ceva. Primele 10 așa erau nefăcute. Următoarele, aici înțeles. Mi-a fost frică să nu fie nefăcute. Au fost puțin mai făcute, dar... Auzi, da, cine te-a învățat pe tine să faci chiftele marinate? Mami. Mami? Tu de unde ești? Târgoviște. Băi, trebuie să cânti cu noi. Bă, cânti cu noi, băi. Trece aici la cântați. Trece aici. Hai, spicule. Ia treci la cântați, hai la galerie.
Ce să cânt, mă? Cum, mă? N-am compus avem... și noi melodie, ai zis că ne ajuți. Vreau să ne spui ce tip de muzică este. Param, pararam, pam, pam. Param, pararam, pam. Gogoșoram, pararam, pam, pam. Pararam, pam. Cupcake! Pararam, pam, pam. Param, pararam, pam. Tutito! Cuțitul? Așa e cuțitul finalul? E, drag, e tutitul. Tutitul. Ești în Târgoviște. Treci prin Titu când vii încoace? Da. Băi, cum e, mă, la Titu? Nu știu la Titu. N-am fost niciodată. Nu te-ai oprit? N-ai fost de la Târgoviște și n-ai fost la Titu. Nu cred. Și am crezut că vin chiftelele astea direct de la Titu. Bă, dar chiar sunt din zona din bufetul de la Titu, din gară. Eu aș vrea să gust, că degustat nu o să mai gust niciodată, sincer. Vreau să văd ce-i de capul lui. E foarte bunios. Zi de bine, așa. Să nu mai faci. Fii sincer. Mulțumesc. Mulțumesc. E tu din alea nesărate, vreau să te zic. Hai, mă, Rubi, mă. Iar stă-mi buzunar, te rog. Nu fii aură. Nu. Îmi place foarte mult sosul, e foarte bun. Mulțumesc. Da, chifteaua e tot din aia nesărată, ce crezi? Hai să-ți arăt primul că toată povestea asta și îți explic de ce, da? Băi, lasă-mă. Am luat un cuțit? Ți-am dat un cuțit pentru sosul de roșii, pentru că are ceva din fasolea bătută. Am înțeles. Vorbesc serios, deci. Are gust de rântaș de la fasolea bătută. Mie îmi place foarte mult fasolea bătută. Sosul tău de marinat. E foarte ok. Dar chiftele mai e mult de lucrat. Ok, deci, am înțeles. Eu n-am mâncat în viața mea chiftele marinate cu piure de cartofi să aibă gust de fasole bătută. Fă bune. De ce de bine? Vorbesc serios. Nu, vom și fata ta prezentare, ai făcut chiar cu rapidă și cuțit. Sperai, nu? Nu chiar. Nu chiar, că trebuie să mă mai... Pe mine și eu mai îmbrac și eu mai ce la clipuri dacă el stă pe aici. Și eu am zis la fel. Ai ce bulțit? Da. Data viitoare. Data viitoare. Mă rog cu tău că au gust exact ca alea de la autoservină de la Eforie. Mă rog, mă dau greu și fi suflet bun. Mă bune, așa e. Mă rog, bucură-te, Anot. Mă bucur, da. Ai luat cuțit. Păi să leșină. Păi să leșină. Da, leșină liniștit. Puh, gata. Deci ăsta e mai șmecher din piele întoarsă. Da. Păi așa sunt de la... Tu ești stilist, Ionuț. Vezi, ia uite. Mulțumesc, deci chiar nu mă așteptam. Deci chiar nu mă așteptam. Mulțumesc. Uite, ăsta e de ăsta lucios, așa nu e. Uite, vezi? Da, mai frumos ăsta, da, pare autentic. Vezi, hai mă, știu. Exact. Mulțumesc. Mă celărește stilul de acum încolo cu el, că cu bucătăria a început de azi. Promit că-l folosesc. Mulțumesc mult. Casey. 1, 2, 3 și taram, pam, 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 cocoș, pam, 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 pam,